Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu etalare pentru cei născuți în zodia gemenilor, soare, ascendent, lună sau Venus, deși aș spune că mai degrabă Mercur, care este guvernatorul vostru. În fine, înainte de a începe etalarea, aș dori să vă urez un an bun, cu multe bucurii, sănătate, reușite și creștere spirituală. Dragii mei gemeni, am așezat deja cărțile și pentru o parte dintre voi, aș vrea înainte de a continua citirea să vă atrag atenția că aceste citiri sunt colective, sunt valabile pentru un anumit grup de zodii, nu pentru toate zodiile, nu pentru toți cei născuți în aceeași zodie, da? Să nu uitați niciodată acest detaliu. Și un alt detaliu pe care probabil o să-l, ca și alte câteva, o să-l spun într-un anunț special. Niciodată să nu vă ghidați viața doar după aceste informații. Aceste informații sunt generale, sunt inspiraționale. Este posibil ca noi să ne creăm destinul și deci dați-vă șansa, dacă există un potențial negativ, să dați-vă șansa să-l lucrați și să-l îndreptați. Revin la citirea pentru gemeni. În inima voastră aveți judecata. Asta înseamnă că e o carte puternică. Judecata este o carte care este influențată de Pluto. Reprezintă o trezire, o voce interioară, după cum vedeți, e un înger care anunță din trompetă trezirea la viață. Înainte de judecată s-a întâmplat o despărțire, o pierdere, eventual un final. Și acest înger vine și anunță o a doua șansă, o nouă oportunitate. Cred că unii dintre voi, pentru că aceasta este poziția voastră a lunii, a emoțiilor. Unii dintre voi aveți emoții foarte intense față de o persoană sau chiar vă simțiți într-un anume fel altfel față de voi înșivă. Poate unii dintre voi simțiți o chemare interioară către o nouă cale, către un nou destin. Poate unii dintre voi auziți, vă ascultați inima, da? Cum cântă, cum vorbește și înțelegeți că ați putea acorda o a doua șansă unei persoane de care sunteți despărțit în acest moment sau de care v-ați despărțit la sfârșitul anului sau pe parcursul anului 2018. În mintea dumneavoastră este asul de spade. Asta e bine, pentru că Mercurul este reprezentat în forță, este reprezentat de imaginea adevărului, a dreptății. Sabia are într-adevăr două tăișuri, puteți să tăiați sau puteți să vindecați, ca și cuțitul chirurgical, de exemplu. În gândul dumneavoastră, în mintea dumneavoastră, este să manifestați adevăr. Poate odată cu această chemare interioară, sau poate această chemare interioară, vocea interioară vă cheamă la un destin ce trebuie să manifeste adevărul, să exprimați ori crezul dumneavoastră, ori pur și simplu dreptatea în care începeți să credeți unii dintre voi. Unii dintre voi vă doriți un nou început cu această persoană de care v-ați despărțit, un nou început, dar mult mai clar, în care sunteți sinceri și spuneți totul direct pe față.
Felul în care acționați este regina de spade, iar sunteți în forță, regina de spade sau de săbii, da? Este un semn de aer, puteți fi dumneavoastră, poate să fie o persoană născută în zodia balanței sau a vărsătorului. Mai mult sau mai puțin, revin, nu ne fixăm pe zodii. Aceasta este o persoană care este foarte directă, uneori poate să fie foarte tăioasă, foarte dură, ba chiar să folosească și cuvinte negative în momentul în care se supără, în momentul în care cineva o refuză și ea consideră că merită ori atenție, ori dreptate. Deci poate fi foarte tăioasă, dar cred că în acest context, dumneavoastră, dacă sunteți dumneavoastră acesta, nu sunteți tăios, sunteți doar deschis la comunicare. O comunicare directă, repet. Poate să fie un avocat, o avocată, o persoană care lucrează în zona legii sau măcar o persoană înțeleaptă care vă poate, dacă nu sunteți dumneavoastră, repet, vă poate sfătui într-un mod logic asupra unei situații. De ce vă este frică? Aveți cărți foarte frumoase, dar e interesant că cea mai frumoasă carte, da? Cartea celor două suflete perechi, doi de cupe, este în poziția fricii. Undeva vă e teamă că nu vă veți mai întâlni cu sufletul pereche. Bănuiesc că din acest motiv aveți această judecată în inimă, aveți această chemare interioară către a doua șansă, către o nouă oportunitate chiar cu ei. Sau poate cu o altă persoană care să-i reprezinte sau să aibă aceste calități. Două de cupe este o imagine a două persoane care comunică foarte bine emoțional și mental, sunt ghidați de divinitate, pot să comunice telepatic și, într-adevăr, dacă nu sunt doi îndrăgostiți, poate să fie un colaborator, un prieten, o persoană care va aduce multe beneficii emoționale, spirituale, intelectuale. Și totuși în poziția fricii undeva vă e frică sau vă e teamă că această persoană, dacă ați întâlnit-o, nu vă veți mai întâlni cu ea sau sunteți într-o perioadă în care nu comunicați și vă îngrijorați în legătură cu această comunicare. Este o carte pozitivă, deci în poziția aceasta ar trebui să exprime o oarecare speranță. De multe ori ne teamă de un lucru, dar undeva adânc în noi, da? Aici revin asupra judecății din inima dumneavoastră. Undeva adânc simțiți că parcă totuși ați spera și din acest motiv v-ați acordat dumneavoastră, în primul rând, o a doua șansă. Să nu uităm că judecata reprezintă planeta Pluto, deci e posibil unii dintre voi să vă gândiți la un scorpion sau o persoană foarte intensă, dacă nu cumva acestea sunt sentimentele dumneavoastră și revin, aveți în poziția fricii semnul de un semn de apă, da? Doi de cup, asta reprezintă un semn de apă, mai mult sau mai puțin. Ceea ce vă doriți este hermitul. Este să vă regăsiți lumina, să vă regăsiți sau să găsiți înțelepciunea, să găsiți răspuns la întrebările pe care le aveți. Această sabie, asul de săbii care este în poziția Mercurului, în poziția minții, până să găsească victoria, pune multe întrebări, investighează și se exprime ca atare, dar ca să lupți pentru dreptate, trebuie să înțelegi dreptatea și ca să lupți pentru lumină, trebuie să găsești lumina. Undeva vă doriți să găsiți această lumină, această înțelepciune, eventual credința că acest suflet pereche va reveni în viața dumneavoastră cât de curând.
sau se va manifesta dacă nu e vorba de o revenire. Hermitul poate să reprezinte și o persoană născută în semnul fecioarei, da? Pe care o sperați, pe care o așteptați în viața voastră, vă doriți. Există un soi de răceală în atmosfera hermitului, este ca un călugăr care s-a retras în munți. Poate călătoriți, că tot e iarnă, călătoriți la munte și aveți parte de o experiență cel puțin interesantă care vă deschide noi dimensiuni de înțelegere. În final, ianuarie, pentru dumneavoastră se termină cu acest faeton. Faetonul reprezintă zodia racului. Revin, nu ne fixăm pe zodii. Este o persoană care este foarte activă, a luat hotărârea de a se deplasa și de a călători mai aproape de ceea ce își dorește. Este o persoană guvernată de lună, de emoții și revin iar la această judecată, poate această chemare, poate primiți un telefon, dar fiind în semnul lunii, cred că e mai degrabă o voce interioară care vă îndeamnă să călătoriți. Să călătoriți eventual mai aproape de sufletul pereche, să călătoriți într-o misiune specială, da? Această judecată poate să însemne și acest lucru, o chemare la o misiune specială care manifestă dreptate, da? Asul de spade. Deci, într-un final, în ianuarie călătoriți. Cel puțin ar trebui să călătoriți sau, dacă nu dumneavoastră, să vă întâlniți cu o persoană născută în zodia racului sau cu planete în zodia racului sau care se manifestă la fel, care vine în viața dumneavoastră cu o energie cardinală, doritoare de a împăca binele cu răul, plusul cu minusul, albul cu negru. Sunt acești cai sau sfinși de culori diferite. Este totodată o persoană guvernată de credință, după cum văd, are o cruce pe carul său și poate chiar, acum am această senzație, poate chiar o persoană care studiază astrologia. Asta în cazul în care nu cumva unii dintre voi puteți să începeți să studiați, da? Ca și voce interioară să studiați. Asul de spade poate să reprezinte și studiu, da? Să studiați astrologia. Unii dintre voi, da? Dacă nu, alții se pot retrage într-un loc special, eventual mai aproape de natură, și unii dintre voi vă puteți ruga pentru sufletul vostru pereche, pentru misiunea pe care o simțiți în interiorul dumneavoastră. Pe scurt, până ajung la 15 minute, aș vrea să vă spun despre energia comună dintre dumneavoastră și persoana care v-a apărut în etalare. Energia comună este turnul. Și amintesc, turnul înseamnă și trezire, dar și separare. Și cred că undeva a fost o separare. Cineva n-a vrut să lucreze în echipă, n-a vrut să lucreze pentru această relație și v-ați separat, da? Dar simt că amândoi, pentru că iar avem această carte plutonică transformațională, moartea, cred că amândoi undeva, după această separare, începe să vă transformați. Poate nu mai puneți bariere între sau în fața celor care vin. Pentru că înțelegeți că toate sunt spre binele dumneavoastră, sunt spre dezvoltarea dumneavoastră, vă conectați la intuiția voastră, vă vindecați, da? Vă vindecați și vă conectați într-un fel la divinitate,